Așa cum știm, săptămâna trecută a fost votat un proiect de lege prin care se amână plata salariilor pentru bugetare care au câștigat procese în instanță până prin anul 2016, pe diverse procente în fiecare an, pentru care, pentru a veni sprijinul lor în condițiile în care Curtea Constituțională nu va accepta demersul opoziției prin care o solicita să constate că e neconstituțională o asemenea lege, luni o să depunem în Parlament un proiect de lege prin care venim în sprijinul bugetarilor care au de încasat de la bugetul de stat hotărâri definitive și executorii, în așa fel încât fiecare persoană care are o sentință judecătorească să meargă la administrația financiară județeană prin care să primească o adeverință fiscală în care se scrie suma pe care o are de încasat. Cu acea adeverință poate merge la administrația financiară locală, localitatea de domiciliu, cu care își poate plăti impozitul pe casă, mașină și teren. După care, administrația financiară în fiecare lună va face decontarea cu administrația județeană locală, tocmai pentru a nu cădea pe spatele primăriilor aceste sume de bani. Administrația județeană, în momentul în care trimite banii la buget, va scădea acea contribuție pe care a plătit-o către administrațiile locale contra valoarea impozitului pentru clădire, mașini și terenuri pentru persoanele care au câștigat în